Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună este că americanii vor construi prin țara noastră o autostradă dublată de un coridor feroviar care să lege Marea Neagră de Marea Baltică pe traseul Constanța-Gdansk. Vestea proastă este că ea va ocoli cel mai probabil Moldova. Astfel, principalul deziderat al locuitorii regiunii nordestice de a avea un culoar de transport modern, în ideea dezvoltării ulterioare, rămâne în coadă de pește. Practic, dacă l-ascultăm pe deputatul USR de Neamț, Iulian Bulai, se prefigurează ca guvernul SUA, în colaborare cu al nostru, să realizeze o autostradă ocolitoare a Moldovei. Parlamentarul a explicat într-o postare pe Facebook ce se întâmplă. Ministrul transporturilor a declarat că investițiile americanilor pentru conectarea Constanței cu Gdansk vor fi îndreptate spre Via Carpathia, adică conectarea Munteniei și Olteniei cu Ardealul. Felicit inițiativa! Dacă americanii investesc în Sud și în Ardeal, propun ca, în următorii 4 ani, toți banii de care dispunem noi, adică fonduri bugetare și UE, pentru investiții în infrastructura mare, să investim în Moldova. 2 puncte. A7, A8, A13. Toți banii dați către Moldova. Domnule ministru Bode, sper să susțineți această propunere echitabilă care ar face dreptate Moldovei și moldovenilor. Asta este singura opțiune pentru ca peste 4 ani să avem autostrăzi făcute în cea mai săracă regiune a Uniunii Europene, a declarat parlamentarul. De cealaltă parte, deputatul Dan Laurențiu Leoreanu a dat mai multe informații despre această investiție, însă înainte de a fi anunțată varianta aleasă de realizare. Anterior deciziei, Via Carpathia era mare bucurie, însă doar pe hârtie. Este un proiect despre care se vorbește din 2014-2015, foarte greu de realizat doar prin forțe proprii. Iată că de această dată, în urma vizitelor în Statele Unite a celor doi miniștri, ministrul economiei, domnul Virgil Popescu, și a ministrului apărării, domnului Nicolae Ciucă, mai multe proiecte s-au deschis în colaborarea noastră cu Statele Unite ca și partener strategic și de încredere pe latura de sud-est a NATO european, a zonei europene. Proiecte foarte importante, care, dintre care dumneavoastră ați amintit, două linii de transport, unul rutier, Constanța-Gdansk, și unul pe CFR. Sunt proiecte care vor fi susținute de administrația americană, sunt proiecte care vor fi făcute cu infuzie de bani, cu investiții, cu capital american. Și sunt lucruri care ne bucură, pentru că aceste dezvoltări de infrastructură se vor face aici în zonă, cu firme, cu oameni care lucrează din zonă, înseamnă șantiere în lucru, înseamnă o dinamică bună din punct de vedere economic, care nu poate să aducă decât un plus pentru România, pentru zona Moldovei, așa cum dumneavoastră ați spus. Este bine că aceste idei conturate cu ceva timp în urmă capătă substanță și prin semnarea protocoalelor de colaborare, ați văzut și cu reactorul 3 și 4 de la Cernavodă și cu retehnologizarea și modernizarea reactorului 1, tot cu sprijin american, printr-o colaborare largă americano-canadiano-franceză aici în România, nu putem spune decât că lucrurile în plan extern merg într-un sens pozitiv, sens pozitiv pe care l-a desenat deja președintele Klaus Iohannis încă de când a purtat discuții cu omologii săi din Italia, din Germania, din Franța, din America, din Anglia. Lucru care, iată, încetul cu încetul se materializează, decizii care se iau și care ne bucură dacă ele, într-un timp cât mai scurt, vor începe să apară pe harta României. De altfel, această vizită la nivel ministerial în Statele Unite a fost o vizită de succes și care vine cu mai multe puncte de colaborare dincolo de partea strategico-militară în domeniul infrastructurii și economic.